Domnule Rareș Bogdan, Cavnicul a răsturnat harta investițiilor, fiind în Maramureș, fiind comunitatea cu cea mai mare dezvoltare la nivel de județ. Au ajuns bani în Cavnic cât nu au ajuns în întreg Maramureș în ceea ce privește investițiile. Cavnicul și la vot poate răsturna în bine balanța după alegeri. Știți de ce? Și mă bucur tare mult că l-am aici alături pe destoinicul, om care a deschis, practic, a înțeles ce înseamnă deschiderea pentru un oraș. Administratorul. Aici se potrivește mai mult decât oriunde omul sfințește locul. Klaus Iohannis a reușit deschiderea Sibiului când era primar. Emil Boc a schimbat fața unui oraș. Mircea Hava, la fel, la Alba Iulia. Același lucru Ilie Bolojan la Oradea. Vlad Oprea la Sinaia. Ia uitați-vă ce înseamnă să schimbi fața unui oraș crezând în comunitate, crezând în oameni și înțelegând că nu poți rezista într-o lume care se mișcă decât prin investiții clare, investiții sigure, dând acces tuturor celor care vin să-ți ajute semenii, să-ți ajute concetățenii să rămână aici, acasă, să nu mai fie nevoit să ne întâlnim cu ei în Paris, în Lyon, în Londra, în Birmingham, în Düsseldorf, în Hamburg sau în Milano sau Torino. Aici e cheia. Investiții, minte sănătoasă, viziune și mai ales, extrem de important, patriotism. Patriotism, iubire de țară, credință, sfânta noastră credință și de asemenea iubire de semeni și de locul de unde pleci. Aici e un exemplu. Când țara era... Cât va câștiga, vă dau eu scris. Cât? Între 75 și 85%. Aoleu, periculos un pic votul ăsta. Dar să nu uităm, când România stătea în case, domnule europarlamentar, când România stătea în case, în Cavnic eu filmam și eram singur pe străzi cu primarul, erau 9 șantiere. Da, deschise. Pentru că a înțeles ce înseamnă să-ți dezvolți orașul, pentru că a înțeles ce înseamnă să nu te oprești, să riști pentru comunitate, să-ți gândești comunitatea, orașul, unitatea administrativ-teritorială ca pe propria ta casă, să te bucuri atunci când oamenii spun mulțumesc primare, bravo primare. Oricine merge prin Cavnic și îl întreabă, da, avem un primar, pe omul ăsta nu-l mai dă nimeni jos decât dacă el vrea să vină la un moment dat să ne ajute spre București, printr-un loc de senator, de deputat, dacă vrea să vină printr-o secretariat de stat, dacă vrea să vină printr-o companie națională să o conducă, doar atunci pleacă de acolo. În rest, va sta exact cum sunt primari de-a noștri de 5-6 mandate care au schimbat fața comunităților, așa va sta primarul nostru acolo. Domnul primar, concluzia, finalul. Start de campanie electorală, lansarea lui Ionel Bogdan. Foarte clar, mi-am făcut treaba încă din anul 2016, am fost cel mai votat primar din județul Maramureș și am reușit, este o mare onoare pentru mine că am reușit să mențin trendul și până la urmă mă bucur și îmi vine mie a plânge, așa că deodată când mă plimb pe străzi orașului Cavnic, deodată seara mă plimb, noaptea, pe la 1-2 să nu mă vadă nimeni. Și nu pot să cred că în 4 ani de zile am reușit să schimb 80% din fața orașului. Și acest lucru se datorează faptului că am fost un om simplu, am fost un om care când am fost mic n-am avut ce mânca de multe ori. Am colindat 10 ani Europa și până la urmă mi-am dat seama că în România este tot ceea ce ne dorim și cele mai frumoase lucruri le găsim la noi acasă, doar că trebuie cu toții să ne implicăm. Eu vă mulțumesc pentru că vă implicați și să știți că românii sunt oameni deosebiți, mai ales maramureșenii noștri, pentru că eu sunt maramureșan și sunt obligat să fiu patriot local și credeți-mă că se poate, trebuie doar să ne dorim și să vrem. Doamne ajută și nu uitați să îndemnați să-și dea votul pentru Consiliul Județean, pentru că vom avea un guvern PNL următorii 4 ani și 3 luni, îl avem pe președintele Iohannis acolo, vom avea miniștri de la dezvoltare, la transporturi, la agricultură și știți mai bine decât oricine ce înseamnă asta, cu care să puteți pune mâna pe telefon, să-i sunați, să rezolvați probleme, important să transfere și către Ionel Bogdan votul, pentru că dumneavoastră aveți acolo un scor uriaș, să înțeleagă oamenii că trebuie să nu și rosească votul și să-i dea voturile și lui Ionel, nu doar la președinția Consiliului Județean și Partidului Național Liberal, pentru a putea să realizăm ceea ce trebuie pentru această parte. Eu cred că deja Cavnicarii au înțeles și vor da, pentru că Partidul Național Liberal și Guvernul Liberal a dat la Cavnic în ultimele 5 luni de zile peste 100 de miliarde de lei vechi, bani care nu i-a văzut orașul niciodată în cei 30 de ani de la comunism.
Și cred că căvnicarii au înțeles și eu de aia sunt aici alături de dumneavoastră și în această echipă, pentru că îmi doresc să se dezvolte nu numai Cavnicul, ci și Maramureșul, pentru că în momentul când ieșim din Cavnic avem 4 comune, stânga, dreapta, față și în spate, cum se spune, și nu sunt dezvoltate, n-au apă, n-au canal, n-au internet, n-au infrastructură, într-un cuvânt. Degeaba Cavnicul are deja de toate, dacă ei nu au, și de aceea sunt aici, că doresc să se extindă și doresc să pun numărul la echipă care să poată să construiască Maramureșul și să-l ducă, să-l pună pe roate, așa cum a spus Ionel. Doamne ajută! Vă mulțumesc! Doamne ajută! Cu Dumnezeu înainte! Doamne ajută!